pentru fratele nostru Gheboasă. Părerea mea este că nu este adevărat ce spune el, în primul rând. În primul rând eram toți împreună ștansam și am băut și ne-am distrat. El era cu prietena lui, eu eram cu prietenii mei. Ne-am unit toți la un loc, că la un moment dat am rămas toți. Și el vine la un moment dat la mine și îmi spune: vezi, nu vrei niște prafuri, niște de astea, să băgăm, să dansăm mai bine, nu știu ce. Dar eu îl întreb, unde le ai tu pe astea? El îmi spune: domnule, le am de la prietena mea, că prietena mea vine de la Iași și aduce marfă, dacă vrei, pastile, prafuri. Băi, eu nu sunt consumator, i-am spus, eu nu vreau chestiile astea, mă înțelegi? Doamne, ia și probează, și nu pune un fel de praf de ăla acolo, mă înțelegi? Și fără amestecul cu apă și mi-l dă, ia, gândi, dacă vrei și probează. Acum, am probat să văd și eu cum e, nu, normal. Au luat toți, au luat și ei câte două pastile de alea, câte extazii, au început să dansez, am dansat toată lumea. La un moment dat, eu am mai avut o discuție cu prietena lui, cum eram toți acolo, am mai discutat. Ce mai faci, îmi spun astea? Doamne, eu mă ocup de astea, cu droguri, cu pastile. Dacă vrei, ți-aduc ca ultim client, că am auzit că tu cunoști lumea în oraș și s-ar putea să facem afaceri și astea. Doamne, eu nu sunt consumator și nici nu vând chestii de astea și n-am avut reclamație niciodată. Nu este adevărat. Deoarece am stat toți împreună, n-aveam cum să o lovesc. Eram împreună, dansam, am dansat toată noaptea, n-aveam cum este. Asta este de la ea, pentru că ea, când eu am avut discuții cu ea și am vorbit cu ea, ea a mai stat puțin și a scos pistolul din geantă și a început să treacă, pistolul 5 groane. O trasă spre toată lumea trăgea cu pistolul și cu găreașul, i-a amenințat cu pistolul, dă-te la o parte din puști și tot trăgea. La un moment dat a venit poliția. A venit poliția, a firmat acolo, a găsit gloanțele pe jos, a luat pistolul. Normal că ei, ca să scoată din chestia asta, că s-o tras cu pistolul în parc, s-au drogat și-au luat pastile și extraze și de-astea, normal că eu spus că m-am agresat-o pe ea, că m-am luat de ea, că am bătut-o, că am vrut să o... Doamne, nu l-am spart eu geamul. Ea când a început să tragă, toată lumea s-a panicat și a început să fugă prin bar. O arunca mese, scaune, toți au aruncat care erau în bar. Nu era frică, că trăgea cu pistolul, normal. S-o fi nimerit o moartă cine a aruncat în geam. Dar nu știu cine a aruncat-o. Nu am să știu eu cine a aruncat. Deci e nevinovat. Sunt nevinovat, pentru că n-am pus să mă cer cu nimeni și nu am tras eu cu pistolul, tras ei. Deoarece am tras ei cu pistolul, tot eu sunt vinovat. Eu m-am apărat, am plecat, am fugit. Am luat un scaun, o masă, am dat o parte, ca să pot ieși. Ei treceau cu pistolul fără să mă oprească. Toată lumea pe veceu, pe după aparate, pe după bar. Alții fugeau, alții îmi spărgeau sticle pe acolo. Erau mulți oameni în parte, nu se cunoscă cine erau.